Emisiunea vă este oferită de BrainFit. Bună ziua și bine v-am găsit! Iată-ne din nou împreună la Doza de Frumusețe și Stil, o emisiune despre frumusețe, stil, ultimele tendințe în îngrijire, dar și despre cum să avem un stil de viață sănătos. Astăzi vom vorbi despre o terapie revoluționară, dar nu foarte cunoscută încă în România. Neurofeedback este un tip de tratament prin biofeedback care înregistrează activitatea cerebrală în timp real și o face perceptibilă simțurilor vizual, auditiv, tactil. Scopul final este corectarea problemelor ce pot apărea din cauza deregulărilor în funcționarea activității creierului. Scopul tratamentului prin neurofeedback este de a corecta dezechilibrele de funcționare a activității cerebrale, eliminând în același timp problemele cauzate de aceste dezechilibre. Despre acest subiect discutăm astăzi cu invitatele mele Carmen Păducela, antreprenor și managerul clinicii în cadrul căreia se realizează terapia neurofeedback, respectiv Delia Rus, terapeut neurofeedback cu 25 de ani de expertiză medicală experiență. Bună ziua și bine ați venit la Doza de Frumusețe și Stil! Bună, bine te-am găsit! Cum ați descoperit această terapie? Totul se descoperă la momentul potrivit, ne place nouă să spunem. Viața ne-a dus împreună și necesitățile ne-au făcut să descoperim această terapie și de ce nu să punem împreună bazele unei clinici în ceea ce privește terapia aceasta. Ați fost inițial unul dintre pacienții acestei terapii? Eu da. Personal, da, pot să spun că partea de antreprenoriat este cea care m-a făcut să analizez posibilitatea unui business, dar prima dată a fost credința faptului că această terapie poate să ajute foarte mulți oameni. Deci spun cu mine, bineînțeles. Ceea ce va determina să investiți într-o astfel de afacere, exact. Fiind practic cea care a avut beneficii în urma acestei terapii, așa exact. V-a și câștigat credit, de fapt. Exact. Eu am fost prima pacientă a clinicii noastre, să zic așa, sau a viitoarei clinici, și în urma acestei terapii mi-am dat seama că da, se poate, este o terapie inovativă și de ce nu trebuie să ajutăm cât mai mulți oameni. Ce înseamnă mai exact neurofeedback? Bună, mă bucur că sunt aici în primul rând și vreau să adaug puțin la alături de ce a zis Carmen. Ne-am întâlnit datorită nevoilor noastre. Fiecare să își pună în aplicare, eu ca și terapeut și consilier medical, să ajut oamenii fizic, adică să facem efectiv ceva pentru ei. Și într-adevăr, Carmen a fost prima care a beneficiat de această terapie. Dar să revin la ce înseamnă până la urmă neurofeedback, este de fapt un tip de antrenament prin biofeedback. Ce înseamnă asta? Deci este un antrenament care este o terapie, de fapt, care ajută la culegerea informației de la activității cerebrale și o face perceptibilă în timp real simțurilor tactil, vizual și auditiv. De ce e bine să ne antrenăm creierul? E foarte important să fim, nu? Să fim cu toții fericiți și noi, cum ne place să spunem, ne antrenăm fericirea. E bine să antrenăm creierul tocmai pentru a fi în echilibru cu noi înșine, în primul rând, și în echilibru cu ceilalți. Adică să ne înțelegem unii pe ceilalți, să ne acceptăm unii pe ceilalți și cum putem face asta decât să fim, așa cum ne place, să spunem, pe aceeași frecvență. Aș adăuga eu partea tehnică. Creierul este un mușchi și ca orice mușchi îl trebuie antrenat. Prin urmare, avem de a face cu un creier care are o proprietate extraordinară și anume neuroplasticitatea. Dacă avem anumite dezechilibre, le putem corecta. Dacă vrem să devenim mai buni, cum facem? Ne concentrăm mai bine și devenim mai buni. Asta face această terapie. Ajută creierul să se antreneze zi de zi și să devină mai bun. Practic, așa cum ne antrenăm musculatura ca să arătăm exact. Bine, așa ne antrenăm și creierul ca să funcționeze corespunzător sau la nivelul cel mai bun, eficiență maximă. Da, exact despre asta este vorba. Creierul poate zi de zi să absorbă noi informații și să ne schimbe viața într-un mod cât mai benefic. Care este metoda după care funcționează această terapie, aflăm imediat. Care este metoda după care funcționează această terapie neurofeedback? Bună ziua! Metoda după care lucrăm noi este o metodă care se aplică pe o interfață nouă,
se numește Excellent Brain. Terapia neurofeedback este o metodă de tratament inovatoare, este o metodă neinvazivă, asta este foarte important de spus. Și așa cum vedeți aici căștile, sau una dintre ele la mine în mână, sunt niște căști pe care noi le aplicăm pe cap. Și ele ce fac? Ele practic, prin acești senzori pe care îi vedem aici, da? Înmagazinează și filtrează toată activitatea electrică cerebrală. Ulterior, după ce o filtrează, o transmite prin sistemul de neurofeedback, apropo de metodă, aici avem niște echipamente, tehnologia ne ajută foarte mult, care transmit creierului un mesaj, un răspuns, un feedback, de fapt, în timp real, pentru clientul care este așezat în scaun. Cât durează o astfel de ședință? Jumătate de oră. Protocolul în sine durează jumătate de oră. Haideți să vedem cum se desfășoară mai exact o astfel de ședință de terapie. Există mai multe protocoale pe care le aplicăm, dar fiecare protocol este personalizat. Prin urmare, în urma discuției pe care am avut-o, anamnezei, așa scurtă cât a fost, voi aplica un protocol pe care am considerat că este necesar să-l aplicăm. În primul rând, vreau doar atât, legat de primul protocol, vom vedea în urma discuției pe care am avut-o că ai o problemă care ține puțin de homeostazie, da? Și o să vedem, se poate măsura aici, unde scrie meditation, da? Putem homeostazia corpului, adică un echilibru atât fizic cât și psihic, da? Pe care îl ai tu în momentul de față. Atenția o putem măsura aici, gradul tău de atenție și ulterior o să vă arăt imediat ce te instalezi, bineînțeles trebuie să punem casca pe cap, cum vor fi graficele, pentru că în spatele acestor acțiuni se înregistrează niște grafice, care de fapt este sugestiv pentru a vedea și tu un răspuns, exact de ce spuneam, un răspuns al creierului în timp real. Ce probleme pot apărea ca urmare a unei activități cerebrale dezechilibrate? Să ne spună Delia. Da, aici linia este foarte fină, într-adevăr, putem să aplicăm neurofeedback în zona medicală și non-medicală, dar așa cum bine știm cu toții, putem să enumerăm probleme de comportament, probleme emoționale și chiar problemele de fizice. Și insomniile? Insomniile se regăsesc în acest context. Putem să vorbim de foarte multe afecțiuni, dacă pot să așa exprim câteva. Putem vorbi de tulburări de atenție, de concentrare, de memorie, boala Parkinson, sindromul din spectru autist, dependențele, foarte important de specificat. Și le identificați numai unei evaluări. Știu că mi-a explicat mie acolo că există niște unde care vă determină să identificați. 5 erau mai exact. Cu ce e responsabilă fiecare undă? De exemplu, delta, vorbim de undele delta care se produc în ciclu 3-4 de somn. Teta sunt undele care te pregătesc oarecumva de somn și acolo putem spune că acolo stau fricile, temerile noastre, angoasele noastre. Undele beta, noi emitem în beta, avem foarte multă beta, da, foarte multă, să sperăm că nu e foarte multă, că intrăm în altă zonă, dar undele beta sunt undele de momentul actual, de stare de conștiință actuală, deci de acceptarea stării în care te afli. Pe urmă vorbim de undele gamma, sunt cele mai rapide unde și, nu în final, dar sunt cele mai frumoase, să zic așa, undele alfa, pe care ni le dorim cu toții, într-un alfa în care suntem conștienți și luăm cele mai bune decizii. Cum putem corecta aceste dezechilibre de funcționalitate cerebrale? Păi, tocmai terapia neurofeedback ajută la autoreglarea acestor unde. Autoreglare, foarte important de spus, pentru că nu este nimic invaziv, ci prin protocoalele pe care le aplicăm, se autoreglează aceste tipare de undă. În ce probleme este recomandată mai ales această terapie și unde ați avut și rezultate? Da, sunt foarte multe. Pot să spun asta cu toată inima și sunt foarte fericită că rezultate sunt. Avem la ora actuală, din păcate, pentru copii, tulburările de atenție foarte, foarte des întâlnite, tulburări de memorie, concentrare, copiii cu autism și burnout pentru adulți. E un burnout-ul care duce până la urmă tot în zona de tulbură de atenție și memorie și tulbură de somn. Insomnie. Insomniile, da.
Ce aș vrea să adaug aici, răspunsul Deliei este în ceea ce privește partea medicală și clinică. Ce ne dorim noi, de fapt, dincolo de rezolvarea acestor probleme, este educația și educarea potențialilor clienți și a oamenilor. Neurofeedback-ul poate fi folosit ca o terapie la o perioadă de timp, astfel încât să-ți recapeți starea de bine, echilibru, focusul și claritatea. Ar fi recomandat ca o persoană care este sănătoasă și nu are afecțiuni clinice să poată să beneficieze de această terapie, să spunem, și de un abonament de minim 10 ședințe la o perioadă de 3-6 luni. În felul acesta, el de fiecare dată nu face altceva decât să se refocuseze, să se recalibreze și pentru noi, de exemplu, ca și antreprenori, este foarte important să facem față provocărilor. Ei, terapia aceasta ne poate ajuta să facem față provocărilor dacă o folosim recurent. Adică un fel de refresh. Ar trebui ocazional să facem o reîmprospătare a acestei ședințe ca la abonament. Exact. Pentru a ajuta, pentru a stimula creierul, chiar dacă nu avem o problemă punctuală în momentul acela. Exact. Asta îmi doresc eu și asta ne dorim noi, ca într-un final, după 2, 3, 4 ani, oamenii să ajungă să apeleze la neurofeedback. Să numim mai degrabă. Da, întreținere. Să apeleze la neurofeedback, așa cum apelează la sala de fitness. De ce? În ce alte situații mai funcționează această terapie? Întreb asta nu întâmplător. Am avut noi o discuție în culise și spuneați că funcționează și pentru cei care au dependențe de orice fel. Aș vrea să ne povestiți puțin și despre asta. Da, dependențele, noi în urma unei anamneze și a unei fișe medicale pe care o efectuăm, avem exact acest punct în care oamenii trebuie să-și recunoască sau nu. Alții nu. Acest tip de dependență, da. Deci toate, ne place să spunem și toate pleacă de aici, da, pleacă de la creier, dar putem să antrenăm creierul să renunțe la dependența, fie ea de alcool, fie ea de drog, fie de cafea, fiecare cu ce problemă se confruntă până la urmă. De tutun sau mai grav de atât? De tutun sau mai grav de atât, da. Creierul, în momentul în care apare un echilibru în aceste tipare de unde de care vă spuneam, el simte asta și îți dă un răspuns. Important este aici ca tu să fii capabil să simți că primești un răspuns și să știi să-l interpretezi, adică să-l conștientizezi, de fapt. Un feedback de la creier, de aia se numește așa terapia, exact, practic. Da, îți dă un răspuns și tu trebuie să fii pregătit să-l primești. Aici vorbim iarăși de starea de acceptare, dar să știți că în urma antrenamentului, de aceea ne trebuie antrenat creierul, obținem răspunsuri de la o zi la alta. Este magnific ce se întâmplă. Cum se desfășoară o astfel de ședință, mai exact, după ce protocol ales în funcție de problema pacientului? Eu am fost curioasă să testez personal această terapie. Haideți să urmărim împreună materialul. Avem mai multe căști. Asta este una dintre ele, care trebuie să facă contactul direct pe piele, ulterior. Trebuie să avem puțină răbdare să ne conectăm. Ai văzut? A început să înceapă să citească puțin mai târziu, dar ceea ce este perfect normal, pentru că nu suntem aici niște computere, noi suntem de fapt niște oameni care avem energie și această... Da? Deja s-a conectat. După cum se vede acolo, în partea dreaptă, se măsoară gradul de atenție, da? Dincolo gradul de meditation, de ce ziceam de homeostazie. Cred că undeva, așa cum ai spus, ni se poate sugera că ai undeva ori o contractură, ori o durere undeva fizică, musculară. Așa este, corect. Așa este? Da. Ok, foarte important. Acum vom calibra, primul lucru, trebuie să calibrăm casca la sistem. Mai durează exact un minut în care o să te rog să stai foarte bine, relaxată. Noi ne luăm informația din stimulul vizual și din stimulul auditiv. Și bineînțeles avem și stimul tactil, în cazul în care se impune. Acum aici vedem electroencefalograma, da? Jos și vedem imediat brain waves, undele tale cerebrale în momentul respectiv, în momentul acesta de altfel. Bun, ele nu vor fi niciodată undele corelate și vor fi, să zic așa, într-un echilibru perfect, să nu ne așteptăm niciodată. Noi producem aceste unde cerebrale tot timpul, pe parcursul unei zile, niciodată nu o să fie egale. Ce face sistemul? Culege informația, o filtrează, da? O măsoară și imediat ne-o relatează, da? Și ne spune, ăstea suntem noi în momentul actual.
adică noi ca și vorbesc ca și unde cerebrale. Practica asta este răspunsul creierului tău. Delta sunt undele cele galbene, da? Da. Care sunt foarte mari. Responsabile pentru starea noastră de bine, adică de somn. Ele se produc în ciclul 3 și 4 al ciclului de somn. Dacă sunt în dezechilibru, pot să ducă la tulburări de, să zic, mental disorders, cum îmi place mie să zic, dar pot să fie tulburări de atenție, de concentrare, ADHD, copiii care au ADHD, tulburările de somn, burnout-ul, da? Unde suntem supra-solicitați, obosiți, apare foarte mult delta în cursul zilei, ceea ce îți recomand clar aici, odihnă. Era feedback-ul creierului tău, îți vine să crezi? Ce înseamnă mai exact când se negrea ecranul, de exemplu? În momentul acela, creierul identifică, așa îmi place mie să spun, de fapt, identifică nu lungimea de bandă, știi că zicem, e banda, mai bine zis, unda pe care vrea să o s-o dea la o parte, ca să zic că să fim așa mai simpliști. O dăm la o parte și creăm o cale neuronală nouă. Deci dăm ce este rău la o parte și creăm o cale neuronală nouă și bună, una corectă. Asta este, de fapt, pe exercițiu de coerență cardiacă, se duce oxigenul către creier. Asta a fost primul exercițiu. Atunci când avem, să zicem, o ușoară emoție pe care nu știm să ne-o descriem, da? Noi, în momentul acela, avem practic tulburare și pe partea de atenție și concentrare, ceea ce undele tale delta îmi arată lucrul ăsta. Da? Deci noi cu delta ce facem? Întărim partea de atenție și concentrare, o coborâm, da? Asta se întâmplă așa ca și principiu. Și în momentul în care delta vine coborât, antrenând cum? Atenția și concentrarea, ulterior în jumătatea de protocol pe care o avem la final, îl urcăm pe alfa, astfel încât să vină zona aceea de care ziceai că îți place foarte mult să fii într-o stare de zen. Deci cu atenția ta o să duci mașina, deci cu puterea minții tale, mașina va rula, da? Cu cât scade gradul de atenție pe care o să ți-l arătăm și aici, se oprește mașina. Ok, așa este măsurat. Bun, și ce vedem aici, da? Pe graficul pe care îl urmărim aici, wow! E testată, da? Și e adevărat. Practic, n-am intervenit cu nimic, ai făcut-o cu puterea ta de concentrare. Graficul creierul și-a găsit acolo și-a setat o limită, vezi, undeva la 60. Da. A fost foarte bine la început, cu atenție, s-a dus până la potențialul maxim. Te felicit. Ulterior au mai avut câteva căderi. Pentru că încercam să mă uit la grafic și îmi distrăgeam atenția de la exercițiu. Așa e și în viață. Încercăm să stăm pe o sarcină și ne fuge gândul la altceva. Până la urmă, de aceea, focusul și atenția și toate astea au un rol până asta la urmă. Confirmă fix și-mi explicația anterior. Exact. Aici ne-am dus în prăpastie, am căzut, da? Și pe urmă ce am făcut? Am încercat să ne revenim și am încercat și ai încercat. Ai mers până aici, n-ai ajuns aici, dar nu e nicio problemă. A antrenat, o să ajungem, da? Ok, facem încă un exercițiu. Dacă ți-aduci tu aminte unde ți-au fost ție gândurile, pe aici ar fi extraordinar. Dar antrenând lucrul ăsta, îți poți aduce aminte. Și atunci, după 20 de ședințe de antrenament, creierul este setat să găsească soluția rapid. Și atunci când ne pică, da, concentrarea și atenția și focusul, automat, conștient, revenim. Și revenim mult mai rapid. Da? Nu mai apar întârzierile, delay-ul, lasă că nu mai pot să o fac astăzi, lasă că nu mai trebuie să fac mâine, sau poate astăzi ce trebuie să fac mâine nu mai trebuie. Deci sunt lucruri care se construiesc și se antrenează. O să te rog să stai, să simți, dar cu ochii deschiși. Ok. Recunosc că după protocol am avut o stare de relaxare foarte bună, ușor somnoroasă, dar în sensul bun. Am funcționat până la sfârșitul zilei corespunzător, dar m-am relaxat total. Vreau să vă întreb, ați menționat mai devreme că funcționează și pentru copii. Ce tratăm la copii cu această terapie, mai exact? Da, ei sunt viitorul nostru și de aceea noi ne gândim foarte, foarte atent, să zic așa, la ei.
tulburările de atenție, tulburările de memorie și de lipsa lor de concentrare. Efectiv, mai mult, după perioada asta cu, prin care am trecut cu toții, cu COVID și starea în care ne aflăm și acum, copiii, datorită stresului cotidian, dar nu mai pot să facă față la școală, la sarcinile lor zilnice, de fapt. Și ne îndreptăm și vrem să îi ajutăm pe aceștia și avem rezultate fantastice. Mergem chiar și în țară, la domiciliu, avem posibilitatea de a merge chiar la domiciliu. De vă deplasa. Și pentru cei care au probleme de mobilitate? Exact, sau la cei care chiar nu pot, din alte motive, să ne deplasăm la domiciliu și avem efectiv răspunsuri extraordinare. Copiii își identifică și încep să-și exprime emoțiile, devin mai atenți, devin mai cooperanți și astfel apare echilibru chiar în familie, bineînțeles, și relatat în viața socială. Cine efectuează aceste ședințe? Există întotdeauna un personal medical? Clinica, în principiu, are mai mulți colaboratori. Avem personal de la personal clinic, la psihoterapeuți, la terapeuți, la coach, la traineri. Facem anumite terapii de metabolomică. Ce mai facem de ele? Da, deci aici, Carmen... De respirație. Da. Practic, noi dorim să oferim pacienților și clienților noștri un cumul de terapii care lucrează sinergic și ajută să ajungă la un rezultat final. Nu este suficient să vii să te așezi pe scaun, să faci o ședință și să pleci. Nu. Trebuie să vii să faci o evaluare, facem o evaluare, vedem unde suntem, ce ne dorim, unde dorim să ajungem și ulterior vedem spre ce direcție ne îndreptăm. Mulțumesc tare mult, doamnelor, pentru prezență și pentru informațiile prețioase oferite astăzi telespectatorilor Doze de frumusețe și stil. Mulțumim și noi. Mulțumim. Foarte multe probleme de sănătate emoționale și comportamentale sunt cauzate sau întreținute de funcționarea dezechilibrată a creierului. Iată că acum avem mai multe soluții pentru a remedia disfuncțiile cauzate de diversi factori. Aveți grijă de sănătatea emoțională, mentală și fizică, pentru că menținute în echilibru, acestea vă oferă frumusețe și încredere. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Octaviana Alexe și ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Doza de frumusețe și stil. Emisiunea v-a fost oferită de BrainFit.